Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem la Biblioteca Municipală, aici unde se lucrează de zor. Sunt alături de câteva doamne din Câmpul Lung, membre ale Asociației Clubului Pensionarilor Câmpul Lungeni, care lucrează de mai mult timp pentru a face lucruri frumoase, tradiționale, pentru a respecta obiceiurile din zona noastră și nu numai. Vom sta de vorbă cu fiecare în parte să înțelegem exact de ce fac acest lucru și pentru ce fac acest lucru. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit la Clubul Pensionarelor, că bărbații mai puțin participă la activitățile noastre, ei au alte. Ne-am gândit că vom organiza ziua de 1 martie și pentru fiecare doamnă care va participa ne-am gândit să le punem câte un simbol al primăverii în plic când vor sosi la masă. Vom organiza la... Și chiar dacă ne-am constituit târziu, eu am îndelenicirea asta cu ani în urmă de a face obiecte tradiționale ale costumului popular mușchelean. Și în timpul pandemiei am lucrat continuu, am făcut aceste bentițe care se poartă cu costumul popular, merge chiar și la mirese, legătorile astea pe care se prinde marama mușcheleană. Așa și cu cuilingul, stând acasă izolați, a trebuit să facem ceva. Și am făcut tablouri. Dumneavoastră singură sau ați fost ajutată? Singură, singură. La mărțișoare m-au ajutat colegele. Adică ți e dat mai departe această îndelenicire. Și au fost amatoare să învețe, știți, câteva din dânsele, nu toate au putut veni astăzi, că vă dați seama, două, trei, doamna Hubert, doamna Mărgescu, doamna Chingaru, încă au mai fost câteva, dar toate sunt interesate să facă și uitați că chiar din prima au început să învețe foarte bine. Deja stăpânesc bine. Nu sunt instrumente dificile, o să vorbim și despre asta. Nu sunt instrumente dificile și cred că este foarte bine dacă și școlile din oraș, mă gândesc că învățătoarele și doamnele educatoare lucrează cu copiii așa ceva, dar totuși zic, ar fi bine pe viitor ne gândim să facem și un club așa micuț unde copiii care vor să învețe să se prezinte aici, deși încăperea noastră este puțin cam mică, așteptăm de la doamna primar să ne dea un spațiu puțin mai mare ca să putem să ne desfășurăm. Avem multe proiecte, să știți, deși că noi la o vârstă am trecut prin mai multe și cam știm ce ar trebui să mai învețe copiii, nu numai telefon și calculator, zic eu. Vreți să împărtășiți din experiența acumulată de-a lungul anilor? Da. Ați fost cadru didactic? Nu, n-am fost, sunt psiholog. Are legătură atunci? Da. Aveți ce să le spuneți copiilor? Da. Ar fi interesant să vedem cum cei mici vor prelua de la dumneavoastră, pentru că este o activitate foarte frumoasă. Aș vrea să ne vorbiți puțin chiar și despre portul popular și despre aceste legători care se prind odată cu marama. Care este rolul lor? Care este rolul maramei? Să afle și tinerii de ce până la urmă avem nevoie de aceste obiecte care reprezintă trecutul nostru și portul nostru popular. Da, numai în zona mușcelului să mai poartă marama. De regulă am văzut în alte zone ale țării, Oltenia așa, se poartă un fel de șal care nu se mai prinde cu... Asta era de sute de ani, pe vremea bunicii am și costum de la bunica, se prinde pe cap și cu ea cu bolduri, cu ace din acelea cu gămălie, se prinde marama care dă o notă așa de... femeie, de prințesă, mă rog, ceva așa, ieșit din comun, nu ca oricine. Deși am văzut că marame foarte greu să mai găsesc acum, nu cred că se mai lucrează la marame pe aici, prin zona noastră, este cea mai frumoasă, cred că e cel mai frumos port popular, asta fotăie, maramă și... Plus că se mai purta vestuțele din catifea, da. Din catifea cu mărgeluțe. Dacă totuși ați început să faceți aceste legători, se merită și cu sute la o croitoreasă și după aceea ornate aplicate, că ies o... În costumul național, o frumusețe. Da, eu sunt care mi-am cusut ea mea pe pânză de artizanat, a mie cusută de mine personal, din tinerețe. Stăteam seara, până la, după ce veneam de la serviciu, făceam toate treburile casnice, fiind contabil,
mă ocupam seara, mă duceam cu lucru la femei, șezătoare se numea la noi. Asta era iarna, relaxarea. Iarna, la țară, da. Se numea șezătoare și am cusut ea mea personală. E pe negru și mi-a firul și cu mărgeluțele mi le-a pus o altă doamnă. Eu cu mulinița neagră, eu mi-am cusut tot. Și purtați de obicei costumul popular când? Îmbrac, ne îmbrăcăm duminica de sărbători la biserică, noi ne ducem în costum național. Chiar în ce localitate? La Stoienești. La Stoienești. Să venim și noi să vedem așa frumusețe. A fost o nuntă acum și am înțeles de la doamna preoteasă duminică că am pierdut, că am fost la Nămăieri și am pierdut această ocazie, că au fost cele mai doamne la noi din comună de la Stoienești care practică portul popular de se îmbracă în aceste costume frumoase. Trebuie să fie foarte frumos să avem parte de o asemenea vestimentație. Am și din tinerețe, am unul pe roșu, pe negru, acum i-am luat de la Marama pe Bleu-Maren. Îmi place. Ați făcut colecție. Da, le dați și mai departe tinerilor, nepoților. Dar cum? Chiar îmi pare rău că n-am oprit pentru nepoți când erau mici și fetele mele aveau vâlnice pe roșu și foarte frumos le îmbrăcam la serbările de sfârșit de an și erau atât de frumoase că am avut 3 fete și le îmbrăcam frumos și le-am dat. N-am știut să Dar nu e târziu să le faceți altele. Da. Pentru nepoțele. Să încercăm să facem, să luăm modele și să facem. Chiar am găsit o fotă veche de-a lui mama, zic să-i fac în așa fel, să o recondiționați, să poată fi să o fac pentru fetele, pentru nepoți. Eu am și 10 așa costume făcute pentru copii. O să le prezint altă dată, că doamna director a zis că sunt prea multe și încărcăm programul. Cu siguranță vă vizităm dacă avem ce vedea, așa, pentru că ne place. Am făcut 10 costumașe pentru copii, pe care mă gândeam să le donez primăriei să facă ceva pentru spital, că și ăstea am vrut să le donez, să merg la doamna primar și să le donez. Și cu banii care se strâng să știu eu să facă ceva la o secție a spitalului, că am înțeles că mai sunt. Este nevoie, clar. Făcut, da. Și astea 10 sunt făcute și mai am și 2 pentru noi, dar încă nu sunt finalizate. Dar sunt cu catrință în față și în spate, nu cu fotă, cu catrință. Nu ca de muștel. Nu ca de muștel, mai mult ca de Oltenia, de Mehedin, partea aia. Nu contează, important e că sunt frumoase și da, că vreți să faceți un gest lăudabil. Da, pentru că acum sunt pensionară și îmi ocup timpul, nu prea pot să stau degeaba, să știți. De cât timp lucrați astea? Câți ani sunt de când ați învățat să coaseți? Am învățat în copilărie, mi-am făcut și eu cu ac persan, așa era atunci. Croitoria am învățat-o încă de la 15 ani și după ce am ieșit la pensie am început să mă gândesc ce aș putea să fac și mi-am cumpărat toate materialele necesare, catifea de multe culori, mărgele, fluturi, tot ce trebuie și am început cu astea. Pe urmă m-am gândit, hai să mai schimb puțin și zic, hai să fac și niște quilling. Mi-a plăcut lucrul ăsta cu hârtia, modelarea hârtiei. Sunt foarte frumoase, rămânem totuși lângă aceste legături. Vreau să-mi spuneți de unde luați modelele, de unde vă inspirați? Din cam, nu mă inspir de nicăieri. Dacă o să vă uitați, niciuna nu e una la fel. Nu. Și să știți că nici nu le desenez. Le coaseți așa direct? Direct, da. Probabil că mai sunt și câte una mai defectă un pic, zic eu, o fi și mai deplasată, dar în general, uitați, sunt diverse și toate sunt făcute numai din cap, fără... În cât timp? Sunt chiar uniform lucrate. Cât de timp una o fac în 2 zile. Așa repede? Da. Aveți răbdare așa să luați fiecare mărgeluță? Da, și am un ac, știți cât este de mica sârma pentru covrigi. Nici aceea nu știu cum este. Stați liniștită că la vârsta mea nu mai îmi permis să văd fără ochelari, dar da, și îmi place, am făcut pe diverse așa. Și ce culoare vă place dumneavoastră cel mai mult? Albastru îmi place, e culoarea mea preferată, deși toți tindeți către culorile închise. Da, e o culoare mai rece. Dar albastru m-a pasionat albastru dintotdeauna, da. Și bine, le-am îmbinat așa, poate câteodată am mai și greșit, că știți, trebuie să studiez arta culorilor, care cu care, așa, câteodată, dar zic că am scos ceva frumos, care va încânta ochiul.
Cu siguranță. Și mă gândesc acum că ar putea fi folosite în mai multe combinații. Ați putea face tot felul de lucruri, să iasă chiar și rochițe frumoase pentru copii. Da. Într-adevăr, e de lucru. Mă gândeam să fac și niște brâi, așa, dar pentru doamne, un fel de cordoane, așa, ca să pună la diverse, la fustă de catifea sau, mă rog... Fustă de catifea vreau eu la fetițe să-mi faci așa și pe jos cu mărgel. O frumusețe. Iată că atrageți persoane în jurul dumneavoastră și sunt bucuroase să vi se alăture. Câte membre are acest club? Deocamdată avem 30 de membri fondatori, din care 18 sunt femei și 12 bărbați și așa înscriși până acum vreo 80. Da. Deocamdată. Din decembrie, vă dați seama, două luni au trecut, am întâmpinat foarte multe greutăți. De ce? Spațiu. Păi, în primul rând, n-am avut spațiu. Pe urmă, doamna primar s-a îndurat de noi și ne-a dat aici, deși spațiu e foarte mic. Doamna directoare e o drăguță, ne ajută tot timpul când avem nevoie o ședință, ne dă biroul dânsei, discutăm acolo tot ce avem de făcut. Pe urmă, am întâmpinat la tribunal, vă dați seama, a durat până când așa... Am avut prima dată denumirea Clubul Seniorilor și nu puteam, pentru că dacă suntem pensionari, seniorii sunt una și pensionarii alta, și ne-a respins de la... Adică ne-a dat odată pentru Clubul Seniorilor, dar a zis că n-are nicio legătură cu pensionarii și a trebuit să modificăm denumirea și am zis... Să luați de la capăt. De la capăt toate, da. Când ați zis că a fost înființat acest club? În decembrie. 2021? Da. Cine a avut această inițiativă? Domnul Hubert... De fapt, mai mulți membri pensionari, dar inițiatorul și care a luptat cel mai mult a fost domnul Hubert Alexandru, ajutat de mine și de domnul Bodâlcă Nicolae. Pe urmă s-a mai alăturat domnul colonel Tanislav, Făgărășanu Gheorghe, Corvin Dascălu, mai mulți membri, Liliana Mărgescu, doamna Chingaru era la Stoienești, pe dânsa n-am solicitat-o că... Era deja ocupată. Era ocupată că e cu contabilitatea. Dar se pare că ați reușit să o corupeți, da. Și iată, este alături, da, de dumneavoastră. Am organizat destule excursii în țară și încercăm să facem și ceva în străinătate, deocamdată numai în țară. Am văzut foarte multe zone pitorești ale României, am fost în Maramureș, am fost acum la Iași, 3 zile. Și vă îmbogățiți această activitate cu ceea ce vedeți acolo? Da, 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 vă dați seama că... Veniți cu idei. Cu idei, da, că Bucovina e țara costumului popular și așa și ne mai inspirăm, avem, știți? Ce avem ce lua, da. Sigur. Și Maramureș la fel, foarte frumoase. Și am fost în decembrie la târgurile tradiționale de Crăciun la Brașov și la Sibiu și acolo am văzut foarte frumoase lucruri. În Bucovina nu vă duceți cu costumele noastre populare să vadă și cei o de acolo? Ne ducem, dar am fost doar o singură dată anul trecut și o să mergem. O să mergem și în Bucovina ca să facem schimburi de experiență, să le dăm lor și să ne dea și ei nouă modele diverse. Având în vedere această perioadă pe care am traversat-o, în care a trebuit să respectăm numeroase restricții și să stăm mai departe unii de ceilalți, acum că se pot face activități, cât de bine vă simțiți când vă adunați cu toții și lucrați împreună? Foarte bine ne simțim. Vă dați seama că socializarea pentru pensionari este cea mai importantă, pentru că vă dați seama, în câmpul lungul ăsta sunt aproape 10.000 de pensionari și din aceștia nu știu câți sunt singuri, care n-au pe nimeni, copiii sunt plecați prin străinătate sau, mă rog, în București, în alte localități, și ei fiind singuri, socializarea mă sună și zice, ce mai facem? Avem aici la ora 1, o să înceapă acum... programe pe calculator, avem astăzi... Că... Faceți și cursuri de calculator? Cursuri de calculator facem cu domnul de aici, de la bibliotecă, domnul Cristi, și avem 10 înscriși, că nu mai avem... 10 calculatoare sunt, v-am spus, și miercuri avem limba engleză, cu o doamnă profesoară ne predă limba engleză pentru începători. Iată un exemplu foarte bun pentru cei tineri. Dacă dumneavoastră, după o viață de muncă, după ani de experiență, încă veniți să învățați. Da. Ceea ce confirmă faptul că noi toată viața trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm, da. Și pentru că știți că Alzheimerul este boala care cuprinde bătrânețea și ar fi păcat ca să nu ne lucrăm creierul. Eu am scris un volum de poezie, este dat la corectare. Vă așteptăm cu el? Și? Ce, cum se numește? Ce titlu? Ei, poezii haioase pentru copii, așa i-am dat titlu, pentru că sunt foarte haioase. Îl am la o doamnă profesoară, da, să-mi corecteze un pic punctuația, că
am terminat școala cu 50 de ani în urmă și vă dați seama. Mai necesită o intervenție. Să mai și greșesc. Eu am fetele, dar zice, nu, dă-l la o profesoară care să așa și aștept să văd dacă mi-a corectat și îl dau la așa și o să vă chem la lansarea de carte. Abia aștept și să văd ce poezii haioase ați scris. Da, sunt haioase, o să vedeți, chiar sunt haioase, o să vă placă. Acum să trecem la această modelare a hârtiei pe care chiar și astăzi o faceți. De unde v-a venit această idee? Cine v-a arătat prima dată cum se face? Cum a început tot? Am fost la o prietenă și făcea o floricică din asta așa și am întrebat-o cum faci așa și zice, m-am uitat, m-am inspirat după internet. M-am deschis și eu calculatorul și vă dați seama că acum putem să ne inspirăm la multe lucruri. Și am început să fac. Inițial am făcut floricele mici, așa ușurele. Și pe urmă când am văzut că merg și mi-am cumpărat materiale tot ce a trebuit și vă spun că am băgat destui bani, că îmi plăcea să am toate culorile, toate. Și încet, încet am început să fac floricele mici și pe urmă din ce în ce mai, că fiecare vă dați seama. O floricică din asta necesită o muncă ușoară. Să o arătăm și către cameră ca să înțeleagă. Asta e o muncă mult mai ușoară, se face ușor, să fac 6-8 petale, se lipesc între ele, îi punem mijlocul așa și e gata. Epă, câtă vreme ăstea se fac mult mai greu, se fac pe pieptăn. E mai mult de lucru. E mai mult de lucru, da. Ăstea se fac pe pieptăn așa, se unește. Asta se face separat pe hârtie pe care trebuie să o tai întâi și așa și să, da. Și fiecare, ăstea se fac la fel, mai greu, mai... Fiecare are tehnică. În cât timp este gata un astfel de tablou? Asta cam în 2 zile, 3 zile maxim. Dacă stai să lucrezi la el așa, că până faci toate floricelele, pe urmă le îmbini, le... Da. Și vă întreb și de data aceasta, de unde vă inspirați, de unde luați modelul? Desenați astea, înainte? Astea nu, astea chiar mă uit pe calculator, mă uit la flori așa și că le mai modific eu un pic, nu chiar să fie copiate identic de acolo, dar astea m-am inspirat după net, de ce să nu vreau să... Nu este nimic greșit, important este că iese ceva frumos. Da, iese. Văd că aveți și personaje din desene animate. Da, am făcut pe Tom și Jerry pentru că am vrut să-l dau cadou lui nepoțica mea. Și n-am mai avut nici ramă, a trebuit să fac și ramă, așa am colorat-o ca în culorile drapelului, roșu, galben și albastru, era înainte de 1 decembrie 2020, când l-am terminat așa și zic, cum să-l pun, cum să-i-l dau? Și zice, nu, mamaie, lasă-l la tine că ea își petrece vacanțele la mine vara și zice, îl vă mai bine la tine aici. Pă... Ce vârstă are? 13 ani, e pe clasa 7-a, e la București. Și când vine în vacanță, încearcă să facă nu, și ea? Nu. Ei încearcă, citește că n-au ce face și mai lucrează pe calculator și telefonul. La copii ăștia e cam greu să-i... Are alte pasiuni, skateboard-ul... Activități specifice... Specifice vârstei, nu putem... Și vremurilor pe care și vremurilor, da. Cu ce ne veți surprinde în continuare? Mă gândesc că din toate aceste lucruri puteți face... foarte multe obiecte care să aibă căutare, care să fie apreciate. Ce plănuiți? Ați zis că aveți multe planuri pentru următoarea perioadă. Planuri. Acum vreau să termin aceste costume naționale pe care v-am spus o să le donez primăriei, o să merg la doamna primar și încerc să fac și ceva pentru băieți. Eu n-am făcut absolut deloc pentru băieți niște cămăși. Și tot așa cu mărgele? Așa, tot așa cu mărgele și cu... Așa că pantalonii sunt simpli la băieți, sunt albi, dar cămășuți așa, că am fost întrebată de multe bunicuțe sau mămici dacă fac și pentru băieți. Și o să încerc să fac și pentru băieți. Și o să încercați să atrageți și bărbații alături de dumneavoastră să lucreze? Nu, cred că bărbații sunt pare. Bărbații noștri din Clubul Pensionarilor m-am întrebat când pot să fac concursuri de șah, de table, de remi. Știți că bărbații, mai ales la vârsta lor, unii nu... Au alte preocupări, dar totuși sunt bărbați care cos goblenuri. Știu și sunt bărbați care tricotează, croșetează. Am mai văzut, dar nu, cred că în zona noastră eu n-am văzut pe nimeni, nu cunosc niciun astfel de bărbat. Nu-i corupem. Nu-i corupem, lăsați-i să se ocupe de îndelenicirile lor care... Și veți organiza astfel de evenimente, concursuri de șac, de table? Da, vom organiza, da, v-am spus, acum
încă suntem la început și e prea spațiu, prea mic și vă dați seama, nu, dacă vor veni 6-8 inși, unde să joace, unde să... Și nu putem să deranjăm nici activitatea bibliotecii, că vă dați seama, doamna directoare cu angajații bibliotecii au alte, vin copii care să inspiră din cărți. Pe care urmează să-i atrageți în... Probabil că da, dacă vor vrea să... Să le prezentați întâi, nu? Suntem, da, că s-ar putea să le placă și să... Eu zic că sunt copii mici care vor vrea să lucreze cu hârtia. Aici asta e mai grea, nu cred că... Trebuie să fie mai mari de vârstă, să înțeleg. Modelarea hârtiei cred că le va plăcea la copiii ăștia mai micuți, de 6, 7 până în 10 ani. Da. Aș vrea să ne spuneți dacă vi s-a promis un local, cam când, peste cât timp îl veți primi? Nu ni s-a promis... Deocamdată. Ce ni s-a promis, clădirea aceea din spatele hotelului Mușcelu este degradant. Nu se poate, cred că nici în 5 ani nu se poate adapta să fie funcțională. Atunci și trebuie o altă clădire. Și foarte multe, foarte mulți bani și primăria nu își permite să... Nu o lăsăm, trebuie să ne ajute. Da. Și doamna a fost deodată cu dumneavoastră de la început? Doamna Hubert, domnul Hubert, inițiatorul, v-am spus, a fost de la început, însă tot timpul a fost. O să mergem toate doamnele la doamna primar și o să o implorăm, o să o rugăm să ne dea spațiu. Aveți speranța că veți obține ceva? Așa sperăm. Ce faceți acum acolo? Suntem, lipesc, o floricică. Fac niște floricele. Ați învățat de mult să faceți acest lucru? Nu, acum. Nu, eu le-am corupt pe toate săptămâna asta. Ne-a corupt. Vă gândeați vreodată, de-a lungul vieții, că veți ajunge la... Ne gândeam, voiam să facem de mult Clubul Femina, mai aveam câte ceva în cap. Și de ce nu s-a concretizat? Nu s-a concretizat tot din cauza spațiului. Da, este un pic mai greu să avem un spațiu. Și acum suntem tare bucuroase că am putut să înființăm. Așa. De câte ori pe săptămână, pe lună vă întâlniți? Păi de două ori pe săptămână ne întâlnim la cursuri, calculator și engleză și în prima joie ne întâlnim la adunarea generală a membrilor fondatori, în prima joie a lunii întotdeauna. Și eu am luna, miercurea și vinerea program aici pentru diverse. Vin membrii, mai discutăm, mai organizăm activități, așa. Care sunt subiectele pe care le dezbateți la întâlnirea lunară, de exemplu? Sunt curioasă, mai am un pic până la vârsta aceea, dar totuși, să știu ce mă așteaptă. Să ajungeți. Cu siguranță. Că așa. De exemplu, luna asta a fost programul de activități pe primele 6 luni ale anului 2022, începând cu asta de 8 martie, organizarea petrecerii de 8 martie pentru femei. Pe 27 februarie avem o invitație la Lerești. Este prezentarea costumului. Ziua gospodarului, da. Și avem un membru care este din Lerești, domnul Marin Ion și doamna Marin Elena, care organizează și Festivalul Covrigului, dacă știți. Așa, și dânșii ne-au invitat să mergem și să avem un obiect din Portul Popular, măcar unul, dacă vrem să ne... Dacă vrem tot costumul, e foarte bine, dar unul sigur, musai un obiect. Așa, pe urmă petrecerea de 1 martie și avem în continuare anumite, o excursie, un fel de pelerinaj vom avea de flori la mănăstirile din zonă, din județul Argeș, Aninoasa, Robaia și Curtea de Argeș. Încercăm încă una, dar să vedem, că într-o zi cam greu să... Pe urmă, pe 27 mai avem o excursie la zilele Craiovei, că e foarte, așa, am înțeles că foarte... Interesant. Da, și plus că am înțeles că avem foarte multe obiective în Craiova. Am înțeles, 120 de ani. Da, de când la înființarea. După aceea la mare. Așa, în iunie avem la mare și deocamdată ne oprim aici. Pentru prima jumătate. Prima jumătate, da. Să vorbim și cu doamna, vă rog, și, da, și să vă prezentați. Vă rog să vă și prezentați ca să știe telespectatorii cu cine stau de vorbă, de când sunteți în club. Bună ziua, mă numesc Mărdescu Liliana. În club sunt de la înființarea clubului. De la început. De la început. De la început. Da, de la 1 decembrie.
Cum vi s-a părut ideea de a constitui un club? De mult am sperat și ne mai întâlneam când și când și a fost foarte binevenită ideea propusă de domnul Hubert și îndeosebi acum pentru femei că ne întâlnim mai des, diferite idei ni le împărtășim și sperăm ca pe viitor să fim mult mai multe doamne. Și să aveți un spațiu unde să puteți. Vara va fi mai ușor. Toată lumea își dorește acest lucru, da. Pentru că este mic spațiu și nu. Dacă ne întâlnim 4-5, la cursuri la fel, exact ce v-a spus și doamnele, mai mult de 10 persoane nu se pot aduna. În afară de ceea ce faceți și subiectele pe care le propuneți în cadrul acestui club, având în vedere că sunteți gospodine, mame, bunici și așa mai departe, cu experiență de viață acumulată, ce alte subiecte abordați și cum ați putea să atrageți chiar și persoane un pic mai tinere, nu neapărat pensionare, care au ce învăța de la dumneavoastră? Nu știu să vedem cum am... Nu ne-am gândit la... Deocamdată suntem pentru noi. Să petreceți timpul pe care îl aveți la dispoziție. Da. Am vrea să fim alături de tineri, am vrea să fim alături de copii. Dacă s-ar putea cât de mult, ne-am propus pentru 1 iunie de ziua copilului să vedem, să vizităm un cămin cu copii cu probleme. Eu am lucrat în domeniu la un centru cu dizabilități la Sfântul Nicolae. Și aveți experiență cu ei. Da, și ceea ce se lucrează aici, ce lucrează doamna Lucica, se lucra și acolo foarte mult de domnele învățătoare, de domnele educatoare, deci 8 martie, 1 decembrie, zilele Crăciunului, anului nou, se făceau diferite fericitări, foarte... Astfel că puteți organiza activități comune, pensionari și copii. Da, așa da, dar nu știu dacă putem să atragem către noi, da, asta nu știu dacă putem noi și avem așa putere să îi atragem. Eu cred că veți găsi, pentru că sunt activități frumoase. Cu doamnele învățătoare, doamnele educatoare, cu dânsele ar trebui, da, și dânsele. Care chiar lucrează, a venit și atâta îndăminare are, lucrează pe Valea Bădenilor nepoțică, care e educatoare. Și atâtea lucruri iese din mână că chiar a venit și mi-a făcut și la nepoțelul meu ca să ducă la școală, la el acolo. L-a ajutat și pe el. Și mai avem el. Și aceste legători pentru gât, bentițe pentru gât. Sunt, da. Și acestea când se poartă? Poate să se poarte și împreună cu costumul popular, dar merg și la mirese. Eu am avut două mirese, nu din zonă, care mi-au solicitat să le fac cu fluturi albi, pe catifea mai deschisă, două bentițe din astea să le poarte cu rochea de mireasă. Foarte frumos și cred că merg pur și simplu ca un accesoriu, le-au ținut elegant. Da, sunt elegantă, da. Uite acum de 8 martie. Ar merge pus chiar și la pălăria doamnei. Ideii pot fi foarte multe. Bineînțeles, dacă e... Da, o acceptăm și idei și din partea altor doamne. Alte activități în afară de acestea vă gândiți să mai puneți în practică? Eu știu, să faceți poate și un atelier de pictură dacă sunt persoane interesate și pricepute și așa mai departe. Da, un atelier de desen sau de pictură pentru copii... Avem idei, da. Astfel încât să fie activitate tot timpul. Am vrea să facem și așa un schimb de experiență și cu doamnele mai tinere, cu rețete culinare diverse, de prăjituri, de diverse mâncări. Să venim și la un atelier de gătit. De gătit, da. Deși acum nu se mai prea gătește, se comandă la catering. Dar totuși ce facem în casă este mult mai gustos, clar. Da. Eu de regulă gătesc și prăjituri, fac foarte multe. De regulă la petrecerile noastre cam eu mă ocup torturile. Atunci să ne chemați și pe noi să vedem. O să vă chemăm. Da, să ne alăturăm și noi acestor acțiuni frumoase. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut și îmi dau seama că timpul nu stă pentru dumneavoastră, chiar dacă sunteți la pensie, așa cum se spune, pensionar, stai și te odihnești. Nu vă odihniți deloc. Nu, da. Și chiar nici n-aș putea să mă odihnesc, vă rog să mă credeți. Am și o casă și o gospodărie mare, dar am renunțat la săpat și l-a pus în grădina, am numai fructe de pădure, afeni, muri, căpșuni și zmeuri și flori. Și restul nu mai fac din astea, că mă delectează, îmi pun câte o muzică la o boxă micuță așa, o ascult în surdină și lucrez. Și știți, tot timpul mă simt excelent.
Iată că se poate să lăsăm deoparte grijile zilelor, da, da, și să ne vedem de o viață frumoasă, să avem activități plăcute care să ne... Care să ne încânte și să ne limpezească, știți, și mintea și gândurile, că... Intenționat. La vârsta asta, la ce să te mai gândești? Avem copiii bine, nepoții așa, foarte da, bine și... Nu aveți timp să discutați despre boli, imediat îmi spuneți despre boli și alte neplăceri. Păi da, că vrem să chemăm și un medic. Asta. Aici, da? Și să ne spună despre boli, despre diabet, care este la ordinea zilei. Am și vorbit cu domnul doctor Radu și a zis că este de acord să ne hotărâm când. Va fi primul bărbat care va veni deodată cu dumneavoastră, da, că ați spus că nu prea vin bărbații. Da, a, păi dânsul este medic și trebuie să vină să ne povestească ceva. Nu o să-l puneți la lucru, ci da, doar nu, să vă spună nu, povești. Nu, nu, nu mai povești, asta da. Asta va fi o întâlnire și așa. Noi să notăm ce ne spunem. Vrem să facem și o gimnastică, doamna Forțu vrea să facă cu noi gimnastică medicală. Totul dar ține de spațiu. Spațiu. Totul până la spațiu. Raportul juridice, am înțeles. Da, iată idei. Da. Da. Vrem și un jurist care, că s-au mai întâmpinat, ați văzut greutăți, care bătrânii nu prea știu cum să acționeze la tribunal, trebuie să-și ia avocat și așa, și dacă cunosc cât de cât un pic legea, ar fi excelent pentru ei să știe cum abordează problema. În Câmpul Lung sunt foarte multe femei singure și vor să socializeze. Unde să se întâlnească? La o cafea, la o, nu la o bârfă, ceva, găsim un subiect de rețete, de... Să înțeleg că nu se bârfește în cadrul clubului. Nu, să mai nu, și bârfește, da, acum să nu... Nu vrem. Ca peste tot. Și sunt foarte multe femei singure. Bârfă de folos. Și și-au dorit ca să participe, să vină, să facă parte din acest club. Suntem la început, cum a zis și doamna Lucia. Bună, foarte bună idee, mi se pare aceea cu medicul, de a împărtăși tot felul de experiențe, de care chiar poate avem nevoie cu toții, nu numai vârstnicii. Înțeles, da, da, nu numai cei în vârstă, da. Așa este. Vă mulțumesc încă o dată, spuneți. Și e foarte plăcut, domnul doctor Radu, cu toată lumea. Când te duceai la dânsul, păi, l-a tratat pe tata al meu și foarte, foarte, stă cu toată lumea și explică. Are răbdare și va fi de folos. Da, și va fi de folos. E apropiat de vârsta noastră, știți, da, că... Cei tineri poate n-au răbdare să ne explice, nu, unul nu înțelege și trebuie să mai întrebi, poate întrebăm de câte două ori anumite lucruri și să plictisesc cei tineri. Domn doctor e bun. La un om bătrân să-l încurajez, de exemplu pe taică meu, că de avea diabet, dar fiind la o vârstă și nevăzător că nu vedea, așa mulțumit era de domnul doctor Radu când îi spunea tataie că cu regimul acesta alimentar, cum trebuie să-l respecti. I-a spus tataie, mănânci orice, și așa mulțumit am fost și eu, mănânci orice, că venea vorba că la 88 de ani, ce te mai aștepți? Contează foarte mult, da, o vorbă dulce. Da, da, și foarte, foarte mult, cel puțin la noi, la pensionar, trebuie să știm să colaborăm, să vorbim, să atacem. Vă și susțineți aici dacă da, sunt da, probleme? Da, 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 cum? Ne susținem. Sigur că da. În toate... Vă ajutați reciproc? Dacă este cazul, da. Depinde de situații. Probleme, dacă sunt situații. Vă mulțumesc mult! De exemplu, eu, da, de cum m-am atașat de acest grup, mi-a rămas la suflet. Domnul Hubert, așa plăcut, așa te laudă, te atrage, te... Deci, vă face să veniți cât mai des. Da, și cu doamna Lucica, la fel. Da, și doamna da, Lucica, despre soțul dumneavoastră se vorbea. Iată că tocmai spuneam că nu bârfim, dar despre dumneavoastră vorbeau doamnele, că sunteți un om plăcut, care a avut inițiativa de a înființa acest club și vă mulțumesc din suflet aceste doamne. Da, mulțumesc și eu și vreau să vă spun că și eu sunt îndrăgostit, dar de club, de clubul pensionarilor, pentru că mi-am dorit această treabă și nu numai eu, suntem un grup mai mare care... Încercăm să rezolvăm niște probleme ale celor de vârsta noastră, să contribuim și noi la bunul mers al societății, al municipiului, cu rezolvarea unor probleme chiar sociale și nu numai culturale, sportive, dacă se poate, și alte activități și de recreere. Suntem foarte bucuroși că sunteți astăzi la noi aici și ne promovați și pe noi cu ceea ce ne dorim să facem. Așteptăm pe Câmpul Lungen să vină alături de noi și împreună să construim câteva activități interesante și ce doresc fiecare dintre dânsii. Noi suntem la început. Orice început e mai dificil, dar încercăm să facem coeziune între noi și în primul rând ne interesează socializarea.
Cam astea avem acum în plan, să sprijinim pe doamne să-și organizeze ziua care este internațională a toate doamnelor din lume, să le susținem și mai departe încercăm să facem și câteva ieșiri, câteva excursii în țară și în obiectivele care ni le-am propus. Vă mulțumesc mult de tot pentru... Nu vă las să plecați. Vă așteptați ca atunci când v-ați gândit să constituiți acest club, să vină în jurul dumneavoastră atâția oameni, atâția pensionari, vă așteptați să aibă așa un impact major? Sincer, nu mă așteptam de la început, pentru că dacă n-a existat la Câmpul Lung până în prezent un club al pensionarilor autorizat cu un plan de activitate pentru toți câmpulungenii de vârsta a treia, mai ales clubul am considerat că este al pensionarilor și al familiile lor. Adică în sensul că au loc și rudele, prietenii celor apropiați care fac parte din club și noi dorim ca să fim chiar un număr important la care noi la început consideram că nu o să adere pentru faptul că încă nu cunosc ce dorim noi să facem. Dorința noastră a Consiliului de Conducere a Clubului este să facem activității ce își doresc dumnealor. În primul rând, astăzi am putut să luăm legătura cu un medic, să fie alături de noi, să ne prescrie niște lucruri interesante, ceea ce noi, dacă nu suntem de specialitate, nu le știm. În mod deosebit, astăzi, preț mare, toată lumea pune pe sănătate. Și vine în mod gratuit, o dată pe săptămână, să ne predea câteva lucruri despre abecedarul sănătății noastre. Și nu mă așteptam să fie atât de interesate doamnele, pentru că, în mod deosebit, dânsele sunt cele care conduc activitatea asta, să zic, mai mult a clubului, întrucât la noi este democrație și majoritatea dictează. Doamnele, fiind majoritare, vă dați seama că pot să decidă și fără noi și da, sigur că da. Alături de doamne mai sunt și anumiți domni și, în mod deosebit, cei care sunt singuri. Este un lucru foarte dificil la o vârstă oarecare să rămâi singur și mai ales în etapa asta a vieții, când în general copiii, nepoții au cam părăsit orașul, municipiul Câmpul Lung, și pentru mine este o tragedie. Un oraș fără tineret este un oraș sărac. Și noi considerăm că am putea să punem preț, să găsim împreună cu administrația locală și câțiva investitori să putem să-i aducem aici pentru a crea posibilitatea ca, cel puțin de acum înainte, să nu mai plece tineretul din municipiul nostru și să ne lăudăm și noi că acest oraș se va dezvolta. Am văzut și bugetul de venit și cheltuieli pe anul ăsta al administrației locale. Ne bucură că a fost aprobat de toți consilierii, înseamnă că este un buget care satisface în general dorințele și a celor politici. Noi aici nu facem politică, dar îmi pare rău că nu avem și noi un reprezentant al pensionarilor în cadrul primăriei Câmpul Lung. Am discutat cu doamna primar, e posibil ca în viitor apropiat să ne extindem, să primim și un spațiu mai încăpător, să ne dezvoltăm cu mai multe lucruri interesante și să putem să facem activități, dacă e posibil, zilnic. Și cât mai mulți membri să fie alături de noi. Asta e dorința noastră și nu numai atât, dorința noastră este ca până la sfârșitul anului să fim căutați de un număr mai mare de pensionari să fie alături de noi. Încercăm și noi în luna martie să aprobăm bugetul pe anul ăsta de venituri. Noi nu avem venituri, de fapt, avem mai contribuție și poate o să găsim posibilitatea la primărie pe anumite proiecte să încercăm și noi să obținem finanțare nerambursabilă. Ce să vă spun, în mod deosebit, noi vă dorim să mai veniți la noi, să vedeți și activități să desfășoare și vrem să facem niște lucruri bune împreună și cu administrația locală. Mulțumesc!
Din nou vă rog să rămâneți, să mai spunem un lucru. Pentru cei care nu fac parte încă din club, dar vor să vină, unde să vă caute și ce trebuie să facă pentru a deveni membru al acestui club? Noi am primit, după ce ne-am înființat, acest punct de lucru aici la Biblioteca Municipală Ion Barbu. Aici, permanent, așa să spunem că va fi găsită o persoană care reprezintă Consiliul de Conducere între orele 11 și 14 zilnic și atunci poate să obțină toate rezultatele întrebărilor care își doresc. Au mai fost domni și doamne care ne-au căutat și la telefon. Important pentru dumnealor este să cunoască în mod deosebit ceea ce noi ne-am propus să facem și nu numai atât, noi avem legea noastră care ne-a constituit și acolo sunt trecute toate activitățile pe care le putem desfășura în mod legal noi clubul. Suntem puși pe a face lucruri mari și importante, dar vrem să avem și surprize. Astea le mai ținem pentru noi și la timpul potrivit o să vi le dezvăluim public și dumneavoastră. Deci, de luni și până vineri, la Biblioteca Ion Barbu, ne poate găsi între orele 11 și 14. Este cineva din partea clubului care poate să dea toate relațiile. Mulțumesc! Mulțumesc mult și eu! Chiar mă bucur că ați ajuns și că ne-am văzut și v-am cunoscut personal, pentru că foarte, foarte frumos a vorbit despre dumneavoastră aici. Un inițiator lăudat, pe merit. Mulțumesc, dar să știți că mie nu prea îmi place să fiu lăudat, eu aș vrea ca faptele să vorbească. Am un pic de experiență pentru că am lucrat o perioadă destul de mult în administrația publică, am avut destule funcții și la nivel local și la nivel județean, la Consiliul Județean, la Prefectură și având de-a face cu municipiul județului nostru Pitești, am văzut acolo niște lucruri care îmi doresc să se întâmple și aici. În mod deosebit activitatea celor de vârstă a treia, pentru faptul că în timpul când noi am fost în activitate de plină, cam puțin timp era pentru acordare, să zic, a unor activități de recreere. Pentru că era grija față de copii, eram solicitat zilnic la servici și așa a trecut anii tinereții. Și acum ne-am trezit când soarele spre sfințit. Să încercăm și noi să ne vedem și de noi, de lucrurile importante care noi nu le-am văzut și țara asta de frumoasă cu atâtea obiective turistice să fie vizitată. Am avut inițiativa ca să sărbătorim 24 ianuarie la Iași. Am luat legătura cu Consiliul Județean de acolo, cu primăria. Era o problemă și lei că era pe semaforul roșu, activități mai puține, dar ne-a invitat la în data de 23 la ora 18 la un spectacol pe care l-a dat Casa de Cultură a Consiliului Județean Iași și acolo prezentatoarea a zis un lucru foarte important. Aici s-a născut România și noi am zis prezent Câmpul Ungenii și Muntenii, suntem și noi aici. S-a bucurat foarte mult și a făcut ora unirii cu noi. Un lucru care ne-a bucurat foarte mult și am adus la cunoștință și doamnei primar că vrem să mai reprezentăm și municipiul dacă este nevoie în anumite activități chiar nu numai locale și chiar județene sau naționale, să fim și noi prezenți, să sărbătorim împreună această Românie care este suverană și noi ne bucurăm că moșii și strămoșii s-au luptat pentru acest lucru și noi trebuie să-l menținem. Și a fost de acord, doamna primar? A fost foarte de acord cu noi, doamna primar, dar așteptăm acum din partea primăriei, a salariaților de acolo, a Consiliului Local, să ne susțină și practic. Teoretic, avem și noi o experiență de viață, avem și noi, să spun așa, niște cunoștințe despre niște specialități, ceea ce se întâmplă în acest oraș, am putea să venim și noi cu niște soluții, considerăm că ar fi viabile pentru lucrurile care încă sunt negative. Orașul are nevoie de toți câmpulungenii să participe la viața de zi cu zi. Vă mulțumim și vă doresc succes! Mulțumim să fie, Doamne ajută! Iată așadar Clubul Pensionarilor Câmpul Ungeni,
se reunește destul de des și aici au loc activități care merită apreciate, merită văzute și cunoscute. Vă puteți alătura lor dacă aveți ceva de făcut, dacă doriți să aveți activitate indiferent de vârstă. După cum spuneau doamnele, pot veni și copiii și tinerii, nu numai pensionari. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați primit aici, în casa dumneavoastră pentru moment. Vă doresc succes și aștept, așa cum și domnul Hubert a spus, aștept să fiu prezent alături de dumneavoastră la toate evenimentele pe care le veți desfășura. Vă mulțumim și noi și o să vă promitem că vă invităm la tot ce va fi de acum încolo activități ale Clubului Pensionar. Să vedem costumele, da? Neapărat. Costumele musai, o să vă... Promitem. Da, și eu vă promit că în cel mai scurt timp o să le vedeți. Mulțumesc frumos, aveți spor la treabă și o zi cât mai frumoasă în continuare. La fel și dumneavoastră, o zi plăcută. Și dumneavoastră să aveți o zi plăcută în continuare.